Vreau să te întreb cum arăta viața ta din momentul în care ai spus că ai ieșit în semn de protest la un meci aranjat de pe teren și nu-ți mai găseai contracte. Din ce te-ai descurcat? Din ce ai trăit? Cum te-ai descurcat? Și cum arată viața ta în momentul ăsta și ce planuri ai? Da, acum îți spun sincer, tot datorită fotbalului, m-am gândit ca într-o bună zi să ajung să-mi găsesc un job, în ideea că tu, eu știu, ai avea o firmă, în ideea că poate mergem la fotbal împreună, poate ai vreo echipă de fotbal, poate și datorită fotbalului să ajung să lucrez. Și m-am angajat la Hela, o fabrică din Timișoara. Așa. 3 zile am lucrat. Cum adică ai lucrat 3 zile? Eu chiar îmi doream. Aveam colegi ce jucau ce la... Ce trebuia să faci la fabrica respectivă? Să urmăresc un monitor. Erau piese auto pentru BMW-uri, pentru ceva de genul. Aha, și, te uitai pe un monitor să vezi dacă sunt piesele lipite. Doar ca ei mei, colegii, se tăiau cu ochii lipiți, efectiv, să vadă unde sunt piesele lipite. Și încercam să le explic că dacă faci un pas în spate și te uiți așa în mare pe placa respectivă, vezi undeva că e un punct. Da? Uh-huh. E foarte simplu. Da. N-am avut cu cine să mă înțeleg. Doar că programul a fost 12 cu 24, 12 cu 48. Adică, explică-mi un pic. Adică lucrez de la 6 dimineața până la 6 seara, da. Apoi după 24 de ore, da. Da, începi iarăși, 12 ore. Da. Și apoi ai 3 zile pauză. Aha, ok. Doar că la mine a treia zi s-a făcut duminică dimineață. Și eu trebuia să plec din club cu băieții ca să merg la lucru. Da. La piese, să vezi piesele. Să merg la lucru, da. La ora 6, eu la ora 5 dimineața m-am dus frumos la cămașă, la sacou, că eu trebuia să merg la lucru, nu? Da. Așa, și am ajuns acolo, m-am schimbat, mi-am luat halatul, m-am uitat la ceas, când am văzut 6 dimineața, am zis, Doamne, nu cred că am să pot să fac asta toată viața. Și m-am dus la toaletă, am pus capacul și am dormit până la ora 10. pentru că era duminica, cei de la birouri, acum sincer, cei de la birouri... Nu aveam cu cine să merg acasă, de la aeroport, de unde este fabrica respectivă, prin Timișoara, da? Da. Și am așteptat să se facă ora 2-3, că păi poate... Păi bun, dar tu nu trebuia să fii în linia de producție, să urmărești piesele? Probabil m-or fi căutat, dar eu ce să fac acum, dacă m-am închis în baie? Și am dormit, efectiv, vreo 4 ore, că n-am mai putut, îți dai seama, cu picioarele în sus, cu capul în jos și mi s-a făcut rău, probabil, și m-am trezit. Te-au anunțat că gata? Nu mai am plecat. Ai plecat. Nu m-am văzut făcând treaba asta toată viața.